Bun, haideți să fie și cu bonjour. Bă, camionul parcat acolo. Este aici că atunci când ești bun și ai ofertă mai bună de preț, toată lumea, totul se învârte în jurul banilor. Deci n-are rost să fac păduri mulți aici. Și băi, oameni buni, căutați-vă și voi pe altcineva. Că asta e loc de mai bine, e mai bine plătit. Suntem pe paseo maritimo Elegido, sau cum spun? Elegido, agua dulce, agua sarada, agua... Băi, nu știu, dar am impresia că trebuie să umblu la... Cum spunem la asta, la setări, că e prea pe alb. Nu știu. Parcă mi se pare că e prea luminos. Pauză corectă, aia îi luăm și noi, facem și noi fotografie acolo, grupul ăla. Ce-o fi, ce bucurie pe ei acolo să facă și ei în grup. Toaletă dacă aveți nevoie. Așa că filmăm și noi vaporașul ăsta. Bă, ăsta verde e frumos, e. Bate așa la vechi. Și la fel. Frumos, mă, câte... Geneva, 500 și ceva de mii de locuitori și 90 de mii de milionari. Deci, cum ai zis ăla, când vezi patru de aia care locuiesc în Geneva, al cincilea să știi că e milionar. Nu e nicio glumă, dar știți că eu vă dau numai informații reale, corecte. Așa că gândiți-vă și voi. Fiecare milionar, dacă nu are un vaporaj de ăsta, că nu posești că sunt chiar scumpe, dar totuși câteva sute de mii bune, asta poate mai bine. Habar n-am. Deci dacă nu au mania bărcilor sau vaporașilor ce astea, să plimbă cu Bentley, cu figuri, cu gesturi, cu impresii. Putem chiar să intrăm și pe... și lacul lebedelor. Băi, băi, destul de limpede apa. Păi ce faci, băi? Băi, n-are treabă. Relaxare. Ia. Și rățușca. Băi. Pe zen, pe relaxare. Rața, uite voi, băiatul. A dispărut-o. Nu-i spărut, mă, rața. Mai am să nu scăp telefonul pe aici. O barcă imediat. Să o iei. O să mă întrebați că... Păi, Lorezu, tu ai dreptul să te... Opa! Care aveți rău de mare. Știi că auzi. V-am lăsat, v-am obișnuit prea mult cu peisaje de lux. Cam ăsta e mediul în care mă învârt. O, mai mă stresez de acum încolo. Bă, dar au plin de rațe mai încolo. Îmi pare rău că, într-adevăr, cred că bate soarele ăsta. N-am nici. Știu unii care fac vloguri din două scânduri acolo, zic că parcă ar fi o stație de autobuz, fără geamuri, fără nimic, dar se laudă că au GoPro-uri, doar GoPro-uri, doar. Ce faci, mă? Luate de cine știe ce moșteniri. Uite, Lorenzo filmează cu telefon de la dat cadou de la abonament. Dar când prezinți peisaje, prezinți peisaje, bă. Stai să... În două scânduri acolo.
cu vorbe de alea învechite și... Arată-mă și pescăru și tot. Deja m-am delecat, mi-am clătit ochii pe aici. Clătit privirea. Totul zonă de lux, camionul nu l-a furat nimeni. Așa că auzim numai de bine. Ciao.